Trăiești, ai pace, ai înțelepciune, poți să respiri, poți să mergi, poți să zâmbești, poți să plângi. Ai harul lui Dumnezeu din belșug peste tine. Te rog, îngăduie-mi să spun o întrebare. Îi mulțumești lui Dumnezeu pentru ceea ce ai? În Psalmul 50, versetul 23, scrie astfel: cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește, și celui ce veghează asupra căii lui, acela îi va arăta mântuirea lui Dumnezeu. Adu-i lui Dumnezeu mulțumire pentru toate lucrurile care le ai și vei vedea cum bunătatea lui se va revărsa peste tine.